În cursul zilei de joi, în prezența echipei manageriale a Serviciului Județean de Ambulanță Suceava și a primarului din Liteni, Tomiță Onisi, a fost inaugurată noua substație de salvare din acest oraș. Evenimentul a început cu o slujbă de sfințire oficiată de un sobor de preoți. Cei ce sunt sfinții dintr-un nu sunt toți, de aceea nu se rușinează să se numească pe-i practicând. Și sfințește și apa aceasta. Iar cum de harul preasfântului bunului de viață, făcătorului Dodu, care toate le sfințește și sfințește și apa aceasta. Amin. Sfântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra cerului potrivnic dăruiește-i și cu crucea ta păzește poporul tău. Preotul Claudiu Vrăjitoru a ținut să sublinieze importanța unui astfel de serviciu pentru locuitorii din orașul Liteni. Domnule primar, onorată asistență, iată, suntem bucuroși astăzi când ne aflăm aici pentru a desăvârși această lucrare pe care ați făcut-o dumneavoastră ca centru de ambulanță pentru comunitatea noastră și pentru cei din prejurul comunității noastre. Dintotdeauna, biserica a colaborat foarte bine cu instituțiile din localitate. Cu primăria, cu școala, cu poliția și cu toți oamenii. Și toți trebuie să colaborăm și așa este normal, cu toate că sunt foarte mulți cărcotași pe margine care nu au credință și care nu vor ca oamenii să fie împreună, care comentează că iată că s-au întâlnit preoții cu instituțiile statului și așa mai departe. Dar ți se amintesc că această stare care este acum este o stare de normalitate și așa trebuie să fie, ca toate instituțiile să colaboreze pentru întrajutorarea, pentru ajutorul sau pentru susținerea comunității. Această lucrare a centrului de ambulanță care este benefic pentru comunitatea noastră, care va ajuta pe cei care sunt bolnavi sau în întunericul bolii sau năpăstiți de boală și va scuti 30 de minute. 30 de minute care vor fi vitali pentru viața omului. Am făcut această sfințire în acest locaș pentru ca Duhul Sfânt să se pogoare și să rășuiască în acest locaș, să se pogoare asupra celor care lucrează aici, care deservesc și vor deservi pe cei aflați în această comunitate. Această lucrare pe care a făcut-o instituția primăriei împreună cu comunitatea este o operă de compasiune, putem spune. Atunci când ai compasiune față de om, încerci să-l ajuți pe toate planurile, din toate punctele de vedere, pentru a aduce o viață frumoasă, liniștită, sănătoasă, armonioasă. Și acest punct de centru de ambulanță este un act de compasiune din partea primăriei față de comunitatea noastră și sperăm ca, virgulă, comunitatea să aprecieze acest lucru, să fie recunoscători. Primarul Tomiță Onisi a arătat că substația de salvare Liteni va optimiza atât activitățile SAJ Suceava, dar cel mai important va crește substanțial capacitatea de răspuns, respectiv se va scurta foarte mult timpul de intervenție la cazurile de urgență, în special pentru locuitorii orașului Liteni și localitățile învecinate. Substația de salvare din Liteni va funcționa într-o clădire pusă la dispoziție de primărie. Clădirea a fost extinsă și reabilitată pentru a corespunde cerințelor unui astfel de serviciu. Este un moment important pentru localitatea noastră, pentru că astăzi deschidem în premieră un serviciu pentru ceea ce e cel mai important pe pământ, viața omului. Dar așa cum spunea și dumneavoastră în cuvântul dumneavoastră, și vă mulțumesc că v-ați făcut timp și ați venit și ne-ați făcut o slujbă frumoasă și pentru cuvintele frumoase. Și cum spuneați, prin înființarea acestui serviciu, aici în Liteni, se diminuează foarte mult timpul de intervenție și prin acest fapt se va ajunge mult mai repede cel mai important la cazurile de urgență, ceea ce înseamnă, așa cum spuneați, viața omului.
Mă bucur tare mult, mulțumesc pentru colaborare, doamnei director, cu echipa lor de la serviciu de ambulanță județean. Va fi un serviciu permanent, care începând de la data de 1 va fi operațional. Pe lângă toate proiectele pe care le avem, drumuri, școli, casă de cultură, biserici, sală de sport, biserici. Da, vedeți că astăzi inaugurăm un serviciu, lucrăm și la centru medical nou, încercăm să acoperim toate activitățile, toate spectrele, dar astăzi mă bucur tare mult pentru că dăm drumul la acest serviciu pe care de o perioadă de acum mai lungă ne-am preocupat să îl aducem spre a fi operațional la Liteni. Mulțumesc, doamnă director, mulțumesc colegilor mei, mulțumesc Consiliul Local, mulțumesc poliției, mulțumesc colegilor de la școală, mulțumesc părinților și mulțumesc tuturor, pentru că doar împreună putem să dezvoltăm comunitatea. Prezentă la inaugurarea substației de la Liteni, directoarea Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, Cristina Cuciurean, a spus că noul serviciu va deservi orașul Liteni și localitățile limitrofe, ce însumează o populație de 30.000 de locuitori. Domnul primar a fost atât de entuziasmat și deși lucrăm de un an aproape, nu? La proiectul ăsta, am reușit să-l facem operațional. Începând de luni, avem un echipaj tip B2, un asistent și un ambulanțier permanent aici, 24 din 24 de ore. Sperăm într-o zi să avem și medici. Doamne ajută! Da. Dar ne bucurăm foarte mult că dezvoltăm serviciul, ne bucurăm foarte mult de sprijinul autorităților locale și sperăm să avem cât mai puțini intervenții sau cât mai multe frumoase nașteri. Da, eu mi-aș dori... Sau cazuri să le stabilizați la poarta omului, să nu le duceți până la spital. Doamne ajută!